Ce reprezintă pentru tine semnarea contractului cu Poliaș? În primul rând, reprezintă faptul că de când am plecat de la Râmnicu Vâlcea în Italia, este pentru prima dată când mă leg de un club mai mult oficial, 100%, nu merg împrumut sau și așa mai departe. Nu? Se întâmplă după mulți ani și mă bucură acest fapt. Sper să fie de bun augur pentru mine. Cei din club m-au primit foarte bine, colegii de echipă foarte bine, sunt foarte fericit de alegerea făcută. Sper ca în curând să mă pun la punct și din punct de vedere fizic și să pot să ajut pe colegii mei. Cine e sau ce te-a convins să alegi Iașiul? M-au convins câteva lucruri foarte importante pentru mine. Mi-a plăcut cum mi-au vorbit cei din club. Cu mister am discutat ce e de făcut pentru a fi în formă. Controlul de portare deja am un raport foarte bun după câteva întâlniri și îmi place că suntem pe aceeași undă de idei. Este foarte important pentru mine și îmi doresc să fiu cât mai repede apt de joc și și pregătit totodată. Cunoșteai vreunul dintre noi colegi? Cum ai găsit echipa? Cunoșteam pe majoritatea, pentru că, fiind român, urmăresc campionatul. Cu cine am mai jucat din echipă? Am jucat cu Calcan la Lotul Național și cu Gopadiuc. În rest, cu ceilalți nu mai jucasem. Jucasem decât împotriva lor, dar normal îi cunoșteam pe toată lumea, pentru că urmăresc aproape toate meciurile din Liga 1. Poate Politehnica să fie pentru tine o rampă de lansare spre prima reprezentativă, așa cum spune Daniel Pancu? Dacă dânsul a spus asta, de ce nu? Eu am aflat mai târziu despre această declarație, dar totodată m-a bucurat faptul că dânsul are încredere în mine și totodată pe mine mă responsabilizează acest lucru, pentru că acum nu trebuie să-l dezamăgesc. Dacă dânsul a spus și a vorbit foarte frumos despre mine, important acum sunt eu. Cred că prin acest răspuns ai lămurit și întrebarea care sunt obiectivele tale în cupul. Deci să joci și să fii unul dintre cei care ești prezent tot timpul în teren, nu? Primul obiectiv pentru mine, totul trebuie luat pas cu pas. În acest moment sunt puțin în urmă cu pregătirea. Trebuie să mă pun la punct. Asta este primul pas. Apoi, când mister va apela la mine, eu trebuie să fiu pregătit și să ajut echipa. Până la urmă, nu contează cine joacă, e important că echipa să-și îndeplinească obiectivul și să adune cât mai multe puncte. Nu are importanță cine intră în teren. Cine intră trebuie să dea tot timpul 100%. Este decizia antrenorului pe cine pagă și cine stă pe bancă sau cine stă în tribună. Important e să fim toți un grup unit, pentru că fără un grup unit nu poți să câștigi meciurile. Le câștigi în întâmplare, dintr-o execuție, dar cele mai multe meciuri le câștigi datorită unui grup unit. Performanța se face când ai un grup unit. Ai fost coleg cu super jucători la Juve. Există vreun sfat pe care să-l fi primit de la Buffon sau de la un alt coleg care să te fi motivat sau influențat în carieră? Au trecut mulți ani de atunci, de când eram în lotul echipei mari și jucam pentru echipa de rezerve. Normal, a fost o experiență senzațională pentru mine. Acum avem un alt român care joacă acolo și o face destul de bine și, din ce știu, are un viitor foarte frumos în față. Este vorba de Radu Drăgușin. Cei din club mi-au vorbit foarte frumos de el. Cu cine mai țin legătura de acolo? Cu antrenorul, cu portarii, bineînțeles. Tot timpul mă urmărește, chiar dacă nu mai sunt jucătorul clubului. Cu cei din conducere țin legătura, pentru că sunt oamenii cu care am vorbit tot timpul, inclusiv de la președintele clubului. Cu toată lumea am un raport foarte bun și oricând am nevoie de ajutor cu ceva, tot timpul au fost disponibili. Ai superstiții înaintea partidelor? Dacă da, care sunt acestea? Am, dar nu o să le spun, pentru că sunt lucruri care îmi place să le țin pentru mine. Sunt câteva lucruri pe care eu le fac și le fac tot timpul. Sunt și unele lucruri care le fac, de exemplu, când pierdem sau n-am jucat cum doream să joc și așa mai departe. Am înțeles, deci ai și înainte, dar și după meci ai, dacă e ceva să nu-ți fi plăcut. Da. Și în final, ce mesaj transmis suporterilor Politehnici? Le transmit că în fiecare meci vom da 100%, indiferent de adversar, indiferent de cine va juca, indiferent de condițiile de joc, pentru că în momentul de față ne confruntăm și cu această problemă. Trebuie să fim foarte, foarte rapizi la adaptarea pe aceste terenuri, să
înțelegem foarte rapid în ce direcție merge jocul din primele minute, pentru că orice punct contează. Noi o să dăm totul în fiecare meci. Mulțumesc, Laurențu, succes la Poli Iași și fie ca aceste gânduri cu care ai venit aici în Dealul Copoului chiar să se materializeze și să aveți rezultate foarte bune împreună cu colegii tăi. Numai bine, succes! Mulțumesc, doamnește!